Salutare, oameni frumoși, și bine ați venit, revenim pe canalul meu. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o parte din viața mea. Este un subiect mai sensibil și anume povestea mea cu depresia și anxietate. Mă bătea gândul să fac acest clip de o groază de timp, cred că de un an, cred că se face un an de când am această idee și nu am avut curajul să fac asta. Nici nu știu dacă am curajul să termin acest clip, nici nu știu dacă o să-l postez. Motivul pentru care fac acest clip este în speranța de a putea ajuta pe cineva și să aduc la cunoștință că nu este singur și că poate fi ajutat, desigur, și de ce nu să mă cunoașteți mai bine. Acest lucru face parte din viața mea, o mare parte din viața mea, așa că da, m-am confruntat cu depresia și anxietate de când mă știu. Chiar mi-aduc aminte de când eram mică, mă gândeam că este ceva în neregulă cu mine, dar după aceea îmi spuneam în minte că poate sunt eu dramatică, că inventez lucruri în mintea mea, poate fac acest lucru pentru atenție, și am ignorat acest lucru, am zis că o să treacă. Un ciclu care ba se activa, ba se oprea, în care mă luptam cu mine însă, mă învinuiam de tot ce făceam și tot ce spuneam, mă criticam și îmi spuneam că nu sunt bună la nimic, că sunt varză. Pur și simplu aveam o voce în creierul meu, mă rog, sună nebunește puțin. Aveam o voce care îmi spunea numai lucruri rele despre mine, îmi evidenția toate defectele și mereu mă descuraja absolut tot ce voiam eu să fac sau făceam un lucru. Da, Maia, da. Ce? Am aflat de-abia în liceu ce e cu mine, de fapt, și ce mi se întâmplă. Am dat pe Facebook, pe internet, am dat sau pe YouTube, nu mai știu exact, am dat de un videoclip în care prezenta depresia și anxietate. Cum se simte, cum, ce se întâmplă. Mă rog, era un fel de short film, un film de scurtmetraj. Și când m-am uitat la acel videoclip, parcă mă vedeam pe mine. Relatam 100% la ceea ce prezenta acel videoclip. După aceea m-am interesat mai mult despre acest subiect, în privința acestui subiect, și am realizat că este o treabă foarte serioasă. Am zis că neapărat voi face ceva în privința aceasta, doar că nu m-am ținut atât de mult de chestia asta pe cât mi-aș fi dorit. Și o lungă perioadă a trebuit să rămân așa și am suferit foarte mult, o perioadă foarte lungă. Desigur, este și psihologul, doar că nu m-am cumetat încă să mă duc, nu am curajul, dar iau treptat acest proces, toate pe rând, pas cu pas. Și drept, când eram mai mică, nu-mi permiteam să mă duc la psiholog și psihologul și medicamentele nu sunt pentru toată lumea. Oricum, o să vă spun pe parcurs ce am făcut și încă fac. Am observat că anxietatea mea vine cel mai mult din liceu și mai ales din generală. Mereu am fost o persoană sociabilă în general. Am și o parte timidă, uneori sunt foarte timidă. Înainte eram și mai timidă. După ce am intrat în liceu, mi-am dat drumul, am început să vorbesc mai mult cu lumea, să fiu mai ok. Lumea nu bănuia nimic, cel puțin așa cred eu. În oraș cu prietenii eram super ok, râdeam, zâmbeam, vorbeam cu toată lumea, părea că nu am probleme deloc și când mă întorceam acasă, parcă reveneam la realitate, aveam gânduri peste gânduri, le întorceam pe toate părțile. Unele gânduri nici nu-și aveau rostul, pur și simplu mintea mea, îi plăcea minții mele să își creeze probleme singură. După cum am spus, n-am zis nimănui ce mă lupt eu, poate și pentru că sunt genul de persoană care îi place să fie independentă, uneori prea independentă. Îmi place să fac lucrurile singură, nu îmi place să cer ajutorul nimănui. Acum, în prezent, mă străduiesc să cer ajutorul. Uneori am nevoie chiar neapărat. Cei care îmi sunt apropiați știu despre ce vorbesc. Uneori când am altă alternativă, cer ajutorul. Sunt într-un proces de învățare. Toți suntem într-un proces de învățare, nu avem ce facem. Viața nu vine cu un manual de instrucțiuni. Am ținut multe doar pentru mine, deoarece nu-mi place ca lumea să mă întrebe ce e în regulă cu mine.
Și de cel mai multe ori nu-mi iese să țin pentru mine, deoarece fața mă dă de gol, de fiecare dată orice sentiment aș avea mi se citește pe față, sunt foarte expresivă. Am avut o anxietate socială, cam nasoală, probabil lumea ar spune că nu, cei care mă cunosc. Dar în mintea mea era oribil, oribil. Și când mă duceam la petreceri sau când ieșeam afară, de fiecare dată, oare spun ceva jalnic, oare ce crede despre mine, oare chiar mă vor aici, oare... Dacă mă fac de râs, asta era cea mai mare problemă, dacă mă fac de râs, de rușine, wow. Mi-aduc aminte că eram foarte supărată și nervoasă pe mine, mereu mă certam cu mine, mă judecam, mereu eram... Anda, de ce așa, 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 așa? Cred că o bună parte din aceste boli mentale s-au format din cauza evenimentelor petrecute din viața noastră, momentele dificile prin care am trecut fiecare. Aceste lucruri care mi s-au întâmplat au format această hipersensibilitate de a fi îngrijorată de absolut orice și de a mă îndoi de absolut orice din viața mea. Și nu numai că eram tristă, slăbită, fără chef de viață mai tot timpul, în momentele în care eram fericită, instant îmi venea în minte, ok, cât durează asta, cât o să mai fiu fericită, când va dispărea, ce mi se va întâmpla. Nu m-am ocupat de aceste boli în mod corespunzător până de acum un an, în 2017 am început mai serios să mă ocup de acestea și pot spune că anul 2018 a fost cea mai ok perioadă pentru mine, cea mai lungă perioadă în care eu am fost ok și mult mai bine. Ce drept, am avut mici incidente, evenimente, dar pot spune că este un progres foarte mare pentru mine și încă este drum lung, dar trebuie să încep de undeva, nu? Am avut o perioadă în care am încercat și medicamente speciale pentru asta, dar pentru mine nu prea a funcționat chestia asta, nu pentru toată lumea funcționează. Pentru unele da, pentru unele nu, depinde de persoană, deci în cazul meu n-a funcționat. Știam că pot găsi puterea în mine de a găsi un echilibru în viață, dar știam că nu va fi ușor, că vor fi capcane pe parcurs, că va fi un proces lung, dar în final am găsit o cale de a face față acestor lucruri. Nu mi iese tot timpul, dar sunt într-o continuă învățare și vindecare. Și modul de gândire cu care am privit lucrurile a schimbat totul pentru mine. Fie că era ceva ce ar declanșa îngrijorarea sau că era un sentiment mai ciudat, în care dintr-o dată îmi spun că ar trebui să mă îngrijorez, chiar dacă nu exista nimic de ce ar trebui să mă îngrijorez, mintea mea era setată să se îngrijoreze. Și în minutul în care începeam să mă îngrijorez de ceva anume, acest lucru avea efect asupra tot ce se întâmpla în jurul meu, în viața mea, deci afecta absolut totul. Nu exista nicio parte din viața mea în care să nu fiu îngrijorată. Chiar dacă o parte din mine știa că este irațional ceea ce gândesc, cealaltă parte era... Era o nevoie atât de copleșitoare, dominantă de a mă îngrijora, care trecea peste orice sens de logică la care mă gândeam. Și ce mi-a nașpa este că toate acestea au creat un mod de gândire nesigur în care mă îndoiam de absolut orice. Asta a condus la atacuri de panică. Acestea au început puțin mai târziu, mi se pare că pe la sfârșitul liceului, probabil, dar nu sunt sigur, probabil, cred că mai înainte. Chiar ultimul atac de panică a fost la prezentarea licenței, era să am un atac de panică acolo în fața profesorilor, colegilor mei, era să mă manifest acolo întru totul. Dar imediat, deci am început să conștientizez, simțeam cum mă furnică mâinile și ajungea printre degete și cum inima parcă voia să o ia la fugă și ba mă încălzeam, ba mi-era frig, ba mi-era cald, deci eram bă. Așa că imediat am căutat niște afirmații pozitive pe telefon, noroc că am avut dreptul să mă uit pe telefon. Cred că mai erau vreo doi colegi înaintea mea și eu, după aceea, eu urmam și asta mă sperea groaznic. Așa că am căutat afirmații pozitive pe internet, le-am citit, am inspirat, expirat, respirație conștientă și încet, încet m-am calmat, am zis că nu se poate întâmpla ceva rău și dacă da, nu este capăt de lume. Am venit până aici, știu că am muncit, știu că licența mea este ok. Ce-o fi, o fi, am ajuns până aici, trebuie să continui doar, doar nu dau bir cu fugiții acum. Și cred că multe persoane au trecut prin asta, fie că era un interviu, fie că era un examen, fie că era, nu știu,
crush-ul tău, te-ai întâlnit cu crush-ul tău. Dar depinde, este anxietate la nivel slăbuț și anxietate la nivel ridicat, care este mult mai grav. Fiecare trecem prin anxietate la un moment dat în viață, asta este clar. Alții mai mult, alții mai puțin. Și cel mai important, zic eu, e să reușești să ți-o controlezi, pentru că asta face parte din tine. Nu ai cum să nu devii anxios. Este normal, ai emoții, sunt o groază de evenimente în viață care te fac să te simți așa. Și revenim. Așa. Nu puteam să-mi opresc creierul din a crea niște convingeri nerealiste, iraționale despre mine, despre toată lumea, despre viață și despre tot. Și parcă trăiam într-o lume falsă, adică într-o lume a mea, credeam că aceea este realitatea, dar de fapt nu era. Sper să se înțeleagă. Acest lucru m-a făcut să pierd somn nopți întregi, m-a făcut să mănânc prea mult, să mănânc prea puțin, să hibernez, să mă retrag din lume și să mă duc într-un colț și să stau fără chef de viață, fără să fac nimic, să hibernez, pur și simplu. Și deveneam și irascibilă, mă mai certam cu lumea, nu-mi convenea absolut nimic, stăteam în zona mea de confort, neîncercând nimic nou. Și cu toate acestea, faptul că mă simțeam nasol și că eram fără chef de viață, am ajuns să creez un ciclu în mintea mea în care deveneam foarte deprimată, faptul că eram foarte supărată, pentru că nu făceam absolut nimic viață. Și acest lucru a păcălit creierul meu în a fi foarte răutăcios cu mine. Și desigur, când ai acea mentalitate, e greu să nu devii deprimat. Nu vrei să te scoli din pat, nu crezi că este vreo speranță în a face orice. Și asta conduce la un fel de amorțeală, să zic așa. Se simte ca și cum ai avea o senzație de gol în tine. Nu ajungi să îți urăști viața, dar ajungi să îți creezi o ură de sine care este foarte epuizantă. Nu doresc nimănui să-i se întâmple așa ceva. Și între timp, de fiecare dată când am avut de face cu asta, reușeam din ce în ce mai bine să prind momentul în care aveam gânduri negative și să mi le controlez. Cum spuneam, anul trecut am decis să fac ceva în privința asta, nu mai puteam să trăiesc așa, chiar eram nefericită mai tot timpul și am fost nefericită mult prea mult timp și consider că este mult mai mult de atât în viața asta decât să fii nefericit. Și nu conta cât de greu era să-mi schimb mentalitatea, am zis că lupt pentru asta până reușesc să-mi o schimb. Și am devenit mult mai... Este foarte important să devii conștient de ceea ce gândești. Atunci când te-ai surprins că gândești negativ, încearcă, străduiește-te să schimbi acel gând negativ cu unul pozitiv. De exemplu, la un examen zic că, vai, nu reușesc, sunt o proastă, nu mă descurc, nu sunt deșteaptă, de ce am mai dat la facultatea asta, bla bla, o șetă căuri. Dacă schimbeam, ok, Anda, deci ești bine, ești deșteaptă, ești puternică, poți face asta, dai tot ce poți, dai tot ce poți acolo. N-ai ce faci, n-ai ce faci. Totuși nu a fost simplu, mereu simțeam nevoia de a mă îngrijora, toată viața am fost așa, deci a fost foarte greu. Sigur încă mai am momente, și desigur încă mai am momente, dar sunt mult mai scurte și rare față de anii trecuți. Să recondiționez mintea, să vadă viața așa cum este, să vadă că nu e chiar atât de rea precum crede mintea. Și știi ce e cel mai nașpa în chestia asta? E că atunci când ești anxios și deprimat, tu crezi că ai grijă de tine prin a te pregăti la ce este mai rău în viață. Cumva, ok, hai să fim precauți. Și te gândești la cele mai nasoale scenarii care se pot întâmpla. Dar de fapt creierul nu face asta, ci doar a ieșit de sub control. Dintr-un alt motiv, pare că încerc să fiu sincer cu mine, să văd realitatea, care o fi realitatea. Pentru că tot ce ai știut până în acel punct a fost negativ, pesimist, trist. Sau cel puțin din perspectiva asta m-am uitat la viață. Asta a fost o justificare pentru mine să continui să-mi fac griji, să continui să fiu anxioasă, să continui să fiu tristă, deprimată.
că eu, în mintea mea, credeam că am grijă de mine. Și eram ceva de genul, ok, doar mă pregătesc, asta este viața, nu ai ce face. Oricine s-a confruntat cu o boală de genul, a avut de-a face cu lipsa de încredere, de a fi nesigur pe ei și faptul că nu pot lua o decizie singur, deoarece toată viața lor au fost ei contra ei. Faptul că te lupți cu tine, cu gândurile tale, face imposibil să ai încredere în tine, să crezi lucrurile bune despre tine pe care încerci să ți le spui în timpul acelor perioade întunecate. Și asta e pentru că toată viața te-ai luptat cu tine însuți. Trebuie să spargi, să distrugi această bulă de încredere nesănătoasă, rea, care nu-ți face bine pentru a reuși să-ți reconstruiești încrederea, o încredere mai pozitivă și realistă. Sunt bine acum, sunt mult mai bine acum, doar că mi-a fost foarte greu, deoarece eu credeam că știu cine sunt prin prisma, vedeam prin lentilele acestor boli mentale, mă vedeam pe mine foarte metaforic aici. M-am încăierat cu mine tot timpul, am crezut că știu cine sunt și îmi puneam întrebări, sunt pesimistă sau am o boală mentală sau și cu mine. De fapt, aceea nu eram eu. Înțelegeți? Sper să înțelegeți, este o harabubură totală ceea ce spun aici. Și m-am zbătut, pentru ce mă identificam prin această depresie și anxietate și, de fapt, nu eram cu adevărat eu. Și voiam să știu adevărul, să fac loc pentru realitate. Un lucru care m-a ajutat foarte mult a fost cărțile, mai ales cărțile scrise de Louise Hay. În primul rând, cartea Poți să-ți vindeci viața și are multe cărți de genul acesta. Eu vă recomand să citiți. Măcar cartea asta Poți să-ți vindeci viața și să vedeți ce părere aveți. La început, când am citit-o, mi s-a părut grozavă, dar după aceea, wow, am zis că mai să fie, adică chiar spune ceva aici, știi? Și faptul că am scris pe foaie toate gândurile mele m-a ajutat foarte mult. Ce drept, voi puteți să scrieți pe foaie gândurile. Eu le scriu pe PC, în Word, deoarece atunci când am foarte multe gânduri, mi-e foarte greu să scriu, că am așa multe gânduri și parcă le uit și trebuie să le pun pe toate și scriu mai repede pe calculator. Na, așa sunt eu. Las totul pe aceste pagini, toate gândurile mele și frustrările mele. După aceea le reciteam și vedeam lucrurile acestea dintr-o altă perspectivă. Mă puneam în ipostaza de prieten. Am reușit să mă detașez și să le văd din afara cutiei, outside of the box. Ca și cum ar fi un prieten care a scris toate aceste lucruri și mi le-a dat mie și ok, bine. Se confruntă cu asta, 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 asta. Ce sfaturi i-aș da? Ca și cum eu sunt un prieten pentru mine. Și sfaturile acelea mi le dau mie. Între timp am aflat că mai multe persoane din jurul meu, persoane dragi mie, sufereau de depresie și anxietate și faptul că îi vedeam suferind din cauza asta m-a lovit aici la corazon. Și știind că aceste persoane importante mie nu se vedeau pe ei înșiși cum îi vedeam eu, era foarte frustrant. Știi? Și stai și te gândești cum acele persoane care te importante pentru tine și care te inspiră nu pot să vadă acele lucruri bune despre ei și asta a avut un impact asupra mea. Pentru acele momente când simt că o să cad la pământ, am și un plan B sau 2, un plan 2, B, și acela de a avea niște valori de bază și niște priorități principale. Acestea sunt două lucruri la care pur și simplu stau la birou și le scriu, le acord foarte multă atenție și timp. Nu voiam să fiu genul acela de persoană care atragea atenția prin a avea nevoie de ajutor. Voiam să fiu acel gen de persoană care atragea atenția oamenilor prin a-i face să simtă bine în pielea lor și singurul mod prin care puteam să fac acest lucru era mai întâi să mă fac să mă simt eu bine în pielea mea. Și știam că nu pot face asta dacă ceream ajutorul celorlalți. Am vrut să fac singur asta și să aflu adevărul despre mine și să mă vindec pentru a putea să fiu alături de cei dragi. Nu aș putea să fiu o sursă pozitivă pentru ei dacă eu sunt o sursă negativă. Când mă prindeam că fur curent, că mă las dusă de aceste mentalități de victimă sau când mă surprindeam că sunt pesimistă, am început să fiu mai repede și să reușesc să-mi controlez gândurile, așa cum am spus și anterior. Și stau și mă gândesc cât de mult îmi doream să nu am aceste probleme, să mă trezesc dimineața pur și simplu normală și să nu am acele sentimente groaznice. Dar acum, dacă stau și mă gândesc mai bine, nu doresc să nu fi avut, deoarece aceste lucruri m-au întărit și m-au învățat foarte multe lucruri
m-au făcut să fiu persoana care sunt astăzi. Desigur, voi mai avea faze de genul acesta prin care vă trece toată viața. Și atunci când începi să-ți placă persoana care ești și energia pe care o transmiți, face ca totul să merite. Valorile mele de bază sunt faptul că doresc să fiu o sursă de energie pozitivă pentru lumea din jurul meu, să fiu o persoană bună și să fac lumea să se simtă bine în pielea lor, să fiu un om muncitor harnic și să fiu o persoană pozitivă, fericită și gata pentru orice aventură. Acestea le combin cu prioritățile principale și anume prietenii, familia și sănătatea și cu mentalitatea pe care am obținut-o din această experiență. Cum am reușit eu să îmi controlez această anxietate, să trec peste această anxietate, cum vreți voi să-i spuneți. Eu am făcut câteva lucruri, pe parcursul acestui video am mai menționat câteva lucruri pe care le-am făcut, dar eu consider că e bine să-ți găsești ceva în care să evadezi. Eu mi-am găsit în primul rând YouTube-ul, făcând videoclipuri mă făcea să mă simt bine, făceam lucruri care îmi plăceau, adică încă fac lucruri care îmi plac și încă mă simt bine, mă simt foarte bine, îmi place foarte mult ceea ce fac. Asta este bine să ai în ce să te refugiezi, să evadezi atunci când ai nevoie. Mai este și muzica, deci tuț, mai sunt și cărțile foarte importante. Sunt multe, multe, multe cărți motivaționale, pozitive, care te pot ajuta în a-ți schimba viața. Cum am menționat și anterior, este și Louise Hay. Am mai citit cărți și de Jeff Keller, Napoleon Hill. Poți să te refugiezi și în a învăța la un instrument, a învăța un anume sport, să mergi la sală. Faptul că fac exerciții fizice mă ajută foarte mult, mai ales că pot dormi, pot să am un somn liniștit după aceea. Cele fizice îți ajută și fizic și psihic te ajută. Și la mine somnul, eu mereu am avut probleme cu somnul, așa că e foarte bine că fac exerciții, că am un somn liniștit. Mai sunt momente când nu pot să fac un video, nu pot să mă refugiez în YouTube și atunci am cărți. Mă refugiez în cărți, mă pierd în cărți, parcă. E ca și cum aș rupe din lumea reală și mă bag acolo și mă liniștesc. Pe mine, personal, mă liniștește cititul. Încercați mai multe lucruri, să vedeți care lucruri, ce anume vă liniștește, ce anume vă creează o stare de bine. Altceva ce poți face este meditația. Consider că este foarte important să faci meditația, fie că ai boli mentale sau nu. Cel puțin 10-15 minute să-ți acorzi dimineața, seara. De obicei, dimineața cred că e cel mai bine să-ți începi ziua liniștită, pozitivă. Stai și realizezi că fiecare are o luptă cu el însuși și că fiecare trece prin anumite probleme, fiecare are problemele lui și confruntările lui. Și în rezolvarea problemelor aflăm adevăratul sens, adevărata fericire pe care o mereu o căutăm. Pentru cei care se confruntă cu așa ceva, nu știu dacă fac chestia asta să sune ușor, nu este ușor. Am avut momente întunecate, o perioadă foarte lungă. Acum sunt într-un loc mai bun și de aceea sunt, yay, sunt ok. Poate să sune ușor. A fost greu și încă este, cu timpul devine mai ușor. Sunt momente când ți se pare imposibil, că nu vrei să existi, nu vrei să simți, vrând să evadezi, să pleci, să fugi cât mai departe. Cel mai important lucru este să nu renunți. E ca și cum ai renunța la tine. Există speranță, mereu există. Să ai încredere în tine, în viitorul tău și că lucruri bune sunt pe drum. Toată lumea merită să fie fericită și să împărtășească pozitivitate. Eu cred cu tărie, cred întru totul că asta se va întâmpla, vei fi cu adevărat fericit. Chiar dacă poate acum stai și te gândești că, bă, nu, nu se va întâmpla, este imposibil. Poate că nu simți asta în momentul de față. Și o să vină ziua în care o să te uiți înapoi și o să zici că, bă, totul are sens. Dacă aveți nevoie de ajutor, poate aveți părinți care vă pot ajuta, prieteni, profesori, da, nu știu ce să zic. Dacă simțiți nevoia să-mi vorbiți mie, puteți să-mi dați un mesaj. Eu sunt pe Instagram, andaunafraș. Eu sunt liberă să... Deci puteți vorbi ce vreți cu mine, eu aici, la datorie. Sper că s-a înțeles ceva din acest clip. Sper că v-a plăcut și dacă da, vă rog să dați un like și să vă abonați pentru mai multe videoclipuri.
Să aveți o zi superbă. V-am pupat. Ne vedem data viitoare. Bye!